Bine ați venit la U365! Numele meu este Alexandra și prin acest tutorial vă voi demonstra cât de ușor se pot monta ușile de interior achiziționate de la noi. Pentru montajul acestora este recomandat să apelați la o persoană care să vă ajute. De reținut e faptul că nu aveți nevoie de personal calificat pentru acest serviciu, toate elementele sunt debitate și pregătite pentru dimensiunea golului existent. Durata medie de montaj este de 20-25 de minute. Golul de montaj trebuie să fie finisat, curățat de praf, iar pardoseala, fie ea gresie sau parchet, trebuie să fie montată. Pentru montaj veți avea nevoie de un pistol pentru spumă, un tub cu spumă de montaj, o cumpănă, o șurubelniță în cruce, bandă de hârtie adezivă, ruletă și pene pentru fixare. Livrarea acestui kit de montaj este opțională. Pentru precizie și eficientizare se recomandă folosirea unei filetante cu cap PZ2. Începem prin a desface ambalajul celor două elemente, ușa și tocul reglabil. Ușa este din MDF pe cadru de lemn cu fagure de stabilizare la interior, disponibilă într-o paletă largă de culori. Primul element care se montează este tocul. Tocul este reglabil din pal de 22 de mm, disponibil pentru grosimi de perete cuprinse între 80 și 500 de mm. Elementele tocului sunt două laterale din pal cu pervaze capsate, o traversă din pal cu pervaz capsat, pervazul mobil pentru traversă, pervazele mobile pentru laterale, cheder sau garnitură, cutia cu accesoriile tocului. Primul pas este verificarea dimensiunilor de gol. Este recomandat ca golul de montaj să fie cu 30-50 de mm mai mare pe lățime, 20-30 de mm pe înălțime. Dimensiunile unui gol de montaj se iau în 3 puncte, un punct superior, unul inferior și unul la mijloc. Cutia cu accesoriile necesare prinderii tocului cuprinde 3 seturi de balamale, 4 excentrice sau rozete, 12 șuruburi mici pentru pal, 4 șuruburi mari pentru pal. Se ia laterala de toc pentru balamale, placa de pal cu găuri perforate. Se verifică dacă balamaua intră prin orificiile aflate pe cămașa aferentă. În cazul în care nu se potrivesc, se slăbește cămașa cu ajutorul unui imbus de 4 mm. Se introduc cele 3 balamale din partea exterioară a pervazului și se fixează cămașa pe pal. Cele două componente se împreunează și se prinde cămașa pe pal cu 4 șuruburi mici. Folosim o filetantă sau șurubelniță în cruce. Se repetă pasul pentru celelalte două cămăși. Se scot balamalele, acestea urmând a fi fixate mai târziu. Urmează prinderea celor 3 elemente, cele două laterale de top plus traversa. Pentru prinderea pervazilor vom folosi două excentrice. Acestea se fixează în cele două spații frezate pe pervaze și se strâng cu ajutorul unei șurubelnițe drepte. Atenție la alinierea pervazelor! Pentru prinderea plăcilor de pal folosim șuruburi mari. În funcție de grosimea plăcii de pal folosim două sau patru șuruburi. Se întoarce tocul și se fixează cele trei balamale. Se introduc cele trei balamale. Pentru fixarea acestora de cămașă, folosim un imbus de 4 mm. Folosim șurubelnița ca distanțier pentru a lăsa același spațiu între balama și pervaz și rotim imbusul prin orificiul lateral pentru a fixa balamaua. Urmează fixarea chederului. Se începe dintr-un colț superior. Acesta poate fi presat cu mâna, cu o rolă specială care poate fi achiziționată dintr-un magazin tip bricolaj sau cu capătul gros al șurubelniței. Se repetă pasul pentru celelalte două laturi ale tocului. Se ridică tocul și se fixează în golul pregătit. Pentru fixare se vor folosi pene din lemn. Se recomandă fixarea acestora în minim două locuri pe fiecare latură. Următorul pas este verificarea poziției tocului cu ajutorul cumpenei. Totodată se verifică cu ruleta să fie aceeași distanță între cele două laterale de toc. Verificarea se face în minim 3 puncte, iar reglajul din pene. După fixarea tocului, urmează montajul feroneriei pe ușă. Rozetele aferente mânerului. Rozetele aferente orificiului pentru cheie. Prima dată se fixează rozetele pentru mâner. Pentru poziționarea corectă și înfiletarea celor două șuruburi, mânerul se așează în sus. Se scoate mânerul și se fixează rozeta de aluminiu. Pentru prinderea rozetelor pentru cheie se urmează pașii anteriori. Fixarea corectă a rozetei de aluminiu peste cea de plastic. Jumătatea de mâner fără pătrat este la falțul lung, cealaltă jumătate la falțul mare. Pentru fixare se folosește un mic șurub și un imbus de 3 mm.
se așează foaia de ușă pe balamale și se controlează poziția ușii pe toc. Când ușa este închisă, garnitura de pe toc trebuie să fie presată pe toate cele trei laturi. Reglajul ușii se face din balamale. Prin înfiletarea sau desfiletarea acestora, ușa se depărtează sau se apropie de toc. Urmează fixarea tocului folosind spumă de montaj. Primul pas este fixarea tubului de spumă pe pistol. Pistolul trebuie să fie închis. Se acționează de rotiță pentru acest lucru. Se înlătură capacul tubului și se prinde de pistol. Fixarea acestora se face prin rotire. Se agită pistolul și se deschide de rotiță. În locul pistolului poate fi folosit și un tub de spumă cu pai. Se lipește bandă din hârtie adezivă pentru protejarea tocului. Atenție! Banda nu trebuie să rămână lipită pe toc mai mult de 1,5 ore. Se aplică spumă de montaj. Atenție! Nu se pune foarte multă spumă pentru că aceasta expandează. De regulă se pune cam o treime din golul existent. Următorul pas este fixarea pervazilor mobile. Acestea se prind cu ajutorul excentricelor. Pentru siguranță, la mijlocul tocului se pune o șipcă de lemn sau pal. Ușa se ține închisă pe tot parcursul timpului în care spuma se usucă. După ce spuma s-a uscat, se îndepărtează banda de hârtie și excesul de spumă. Pervazele mobile vor fi așezate pe canalul existent pe toc, începând cu partea inferioară. Se bate ușor cu podul palmei pentru fixare. Montajul este finalizat în momentul în care toate elementele sunt așezate corect. După cum se poate observa, montajul ușilor de interior comercializate de uși 365 nu este dificil, acestea montându-se foarte ușor urmând pașii din tutorial. Tocul reglabil nu necesită finisaje după montaj, aspect pe care îl considerăm un avantaj foarte important al acestui tip de toc. Acesta îmbracă grosimea peretelui și oferă un aspect plăcut și modern încăperii în care se află. Un alt avantaj este faptul că tocul nu trebuie fixat cu niciun fel de holt șurupuri și diguri în peretele de zidărie. În acest fel, scăpați de meșteri și zgomotul produs de unealta folosită în astfel de cazuri.